Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc împreună cu directorul CNAIR Narcis Neaga au vizitat șantierele de pe drumul expres Craiova-Pitești. Cei doi le-au invitat pe teren și pe directorul Ford România, Ian Pearson, pentru a vedea personal cum stau lucrurile și a nu mai fi dus în eroare de comentariile presei. După o discuție cu reprezentanții firmelor constructoare, ministrul a concluzionat că nu are niciun reproș la adresa celor care s-au angajat să ducă la bun sfârșit investiția. Proiectul a fost lansat în iulie 2017. O să trec peste partea de contestație, așa cum o știți cu toții, dar contractul de proiectare și execuție a fost semnat în decembrie 2018. După cum știți, perioada de elaborare a proiectului tehnic era de 12 luni și perioada de execuție 24 de luni. În luna mai s-a finalizat proiectarea. Deci am scurtat termenele acestui proiect astfel încât să putem lansa partea de execuție a celor două obiective. După cum știți, pe lotul 1 de la Pitești-Craiova este un antreprenor italian, pe lotul 2, unde ne aflăm și acum, este antreprenor român și vorbim de Umbrărescu, un antreprenor foarte serios. Suntem la organizarea de șantier de la lotul 2. Aici strategia antreprenorului a fost aceea de a-și aduce cât mai multe materiale. Are carcasele pentru ceva foare, 300 de carcase pentru a aduce forezele și a începe să lucreze. A adus sute de mii de tone de agregate în momentul când începe să lucreze la terasamente. Directorul Ford România s-a declarat și el mulțumit de explicațiile ministrului transporturilor și speră ca investiția să se realizeze cât mai repede, pentru că este una extrem de utilă atât pentru compania pe care o reprezintă, cât și pentru populație și cei care tranzitează zona. The meeting that we just had was very open, but it was very positive. So I think the minister and the director have answered most of the technical questions about the road and the contract and the timing. We've agreed some key milestones that clearly need to be met, and we've also agreed that every month that the minister will come here, I'll come here, and we'll go physically view the site and the status of the site. So I'm say it was a very positive meeting. I'm happy with the outcome of the meeting today, and I look forward to watching the progress of the road unfold. Ministrul a negat că inaugurarea lucrărilor făcută pe 22 aprilie ar fi fost una electorală, susținând că orice astfel de investiție începe cu lucrări adiacente. În acest caz, deschiderea șantierului s-a făcut cu demararea lucrărilor la drumul de exploatare necesar firmei constructoare. El a cerut constructorilor să colaboreze cu presa și să ofere informațiile necesare pentru a nu mai apărea speculații. I've received a lot of replies to my posts on Facebook, so I can't talk about any particular one. Clearly there was a statement that was made from the director Kinnear yesterday that clarified some of the issues. Cuc a susținut că a cerut constructorului de la tronsonul 2 să se ocupe cu precădere de realizarea celor două centuri ocolitoare pentru a decongestiona traficul. Deci a exprimat speranța că acestea vor fi finalizate până la finele acestui an. Fiecare antreprenor își alege strategia. De exemplu, domnul Umbrărescu a dorit să își aducă toate utilajele, să-și aducă toate materialele, ca în momentul când începe să înceapă în forță. În momentul de față, constructorul, repet, este în contract și din contră, s-a diminuat perioada de proiectare. Deci ce pot eu să spun constructorului în momentul în care el nu a depășit niciun termen? Reprezentanții guvernului susțin că au fost emise toate autorizațiile necesare demarării lucrărilor la tronsonul 2 al drumului expres Slatina-Pitești, ce vizează investiția de pe raza județului Olt și că nu sunt probleme legate de exproprieri.